Deși nu este primar și nici nu vrea să ia locul, omul de afaceri Nicolae Florian nu poate rămâne indiferent atunci când trece printr-un loc în care munții de gunoaie se integrează în peisaj. O astfel de locație putea fi văzută până ieri la intrarea în Vama Giurgiu, unde tone de deșeuri aruncate de oamenii din zonă te făceau să-ți ferești privirea. Au intervenit însă voluntarii societății Nova Force, care într-o singură zi, de dimineața și până seara, au adunat toate gunoaiele și astfel peisajul de la intrarea în vamă a căpătat un alt aspect. În urma curățeniei, zona arată cum trebuie, dar nu se știe însă cât timp va rămâne așa. Cei care au transformat această locație într-o groapă de gunoi ar trebui să conștientizeze că nu va exista tot timpul cineva care să strângă în urma lor. Totul ține de bunul simț și educația fiecăruia.